Știu că te-ai apucat recent de jiu-jitsu. Spune-mi cum a început povestea, de cât timp? Povestea a început foarte ciudat, m-am apucat de 3 luni jumate. Povestea a început în urma faptului că vreau să fac un filmuleț și unde mergeam la kickbox, mai făceam kickbox la Team Stoica, la frații Stoica la sală. Era acest antrenor de Brazilian Jiu-Jitsu despre care eu nu știam nimic în primul rând de stil. Și din modul cum mi-a explicat Petre Gâtlan, este senseiul meu, din modul în care mi-a explicat și energia pe care o aveam, m-am îndrăgostit instant de Jiu-Jitsu. Deci a fost o dragoste la prima vedere. Eu venind și din alte sporturi, Krav Maga, box, kickbox și așa mai departe. Și evident că atunci când mă apuc de un lucru, ăsta este defectul sau calitatea mea, nu știu, mă duc până în pânzele albe și adică încerc să-l fac profesionist. Ambițios din fire, George Piștereanu a vrut să vadă cum se descurcă cu un adversar, așa că n-a mai stat pe gânduri și s-a înscris la primul său concurs. Și nu orice concurs, ci unul la nivel internațional. Să fie adus acasă premiul. Am participat și la o competiție la AJP, este o asociație din Dubai, din Abu Dhabi, este patronată de către șeicul din Abu Dhabi și au competiții în toată lumea. Și am participat la competiția din România, unde am avut un adversar la kilogramele mele, la cunoștințele mele. Asta e frumos la jiu-jitsu, că fiind stilul foarte dezvoltat în toată lumea și sunt foarte multe competiții unde poți să participi exact cu cunoștințele tale pe care tu le ai în momentul respectiv și cu kilogramele pe care le ai tu. Adică nu trebuie să participi la avansați, participi la începători, cum am participat eu, și am avut un meci pe care, din fericire, l-am câștigat. Mi-am ascultat senseiul, am făcut exact ce mi-a spus el. El este și unul dintre cei mai buni sensei din România. Te vezi la un moment dat și instructor? Asta vreau să învăț de la Petre Gâtlan, instructorul meu. El are un talent extraordinar de a explica. Eu încă nu mi-am dezvoltat partea asta, cu toții o avem, dar nu mi-am dezvoltat-o și probabil că da, pentru că odată ce înveți alți oameni ceea ce faci tu, înveți și tu mult mai bine. George, voiam să te mai întreb legat de competiții, dacă ai avut și accidentări grave sau se întâmplă? Da, am avut o accidentare la acest meci. Accidentare. Am avut o problemă la degetul mijlociu de la mâna stângă, pe care nu o pot să-l arăt, dar era net superior de față de degetul mijlociu de la mâna dreaptă. Și practic la antrenamente, că eu nu m-am oprit din antrenamente, adică practic eu am început câte 2 antrenamente și după aia când s-a apropiat competiția am făcut câte 4-5 antrenamente pe săptămână. Eu și acum continui la fel. Sunt extrem de îndrăgostit, Crib, vreau să înțelegi, sunt extrem de îndrăgostit de acest stil. În momentul când ai o mână legată, pentru că acest stil este foarte interesant, există o asociație care face cu oameni cu dizabilități. Adică oameni care n-au picior, care nu au mâini, care nu văd așa de bine. La jiu-jitsu nu trebuie să vezi, trebuie să simți. Adică am încercat să văd cum e dacă nu pot să fac grip cu mâna stângă. Știi? Și asta mi-a exersat zilele astea pentru că n-am avut ce să fac. Simți că s-a schimbat și ceva pe partea mentală, emoțională de când practici jiu-jitsu? Eu am intrat în sinergie cu filozofia stilului pentru că și eu sunt destul de ordonat. Îmi place să respect, am o educație destul de bună, zic eu, nu? Și cumva sunt în sinergie cu stilul și observ lucruri pe care probabil alții nu le observă, că nu contează, adică chiar și la competiția asta. Eu dacă am câștigat nu m-am bucurat mai mult decât dacă aș fi pierdut. Adică starea mea ar fi fost aceeași. Pentru că în momentul când pierzi o competiție înveți mult mai mult decât atunci când o câștigi. Și chestia asta te ajută extrem de mult la ego. Și cum reacționezi atunci când pierzi? În fața unui eșec, de exemplu? Eu reacționez foarte bine. Eu m-am construit din eșecuri. Adică sunt în foarte bine, sunt într-un acord foarte bun cu ego-ul meu. Adică mă zrunci în imediat și îmi dau seama că, bă, e calea bună. Dacă tot ai pomenit de eșecuri, că te-ai construit din eșecuri, care crezi că ar fi cel mai mare eșec al tău din viață care te-a adus în punctul ăsta în care ești acum, care te-a ajutat cel mai mult? Nu pot să zic eșec. N-a fost chiar eșec. Au fost, cred că, ani, nu neapărat nereușite, situații. Faptul, nu știu, că am stat 17 ani fără părinți, chestia m-a făcut să mă dezvolt eu personal. Și nu am ales varianta frustrării, cum din păcate au ales mulți alți copii, că atunci a fost o situație, dacă știți, erau copii care se aruncau de la balcon și așa mai departe. Adică au fost niște traume mari. Eu, din fericire,
cred că din energia pozitivă pe care o am, am ales partea de construcție, partea de a încerca să fac mai mult și de a încerca de fiecare dată. Că de fapt asta e, de fapt trebuie să încercăm, că oamenii, e toată chestia asta cu Instagram-ul, toată lumea e glam, toată lumea e mișto, dar de fapt fiecare avem lucrurile noastre negative peste care trebuie să trecem și e bine că le avem, pentru că altfel nu avem cum să avansăm. Și ce te motivează pe tine zi de zi să mergi mai departe? Energia pozitivă pe care mi-am păstrat-o. Cred că trebuie să ne păstrăm, cum e expresia asta, copilul din noi, bucuria aia. Cred că dacă îți păstrezi bucuria aia în situații cât mai, din ce în ce mai grave sau în situații critice, cred că doar așa avansezi. Și n-ai cum să avansezi dacă ești un om, dacă ești mereu trist. Dacă ești mereu trist și nu-ți convin chestii, este clar că trebuie să schimb ceva. Care să fi fost motivul care l-a făcut pe George Piștereanu să fie atât de fascinat de jiu-jitsu brazilian? Filozofia de la jiu-jitsu este extrem de interesantă, este fraternitate, respectarea tuturor celor din jurul tău, să nu-ți frustreze elevii, asta vorbesc din perspectiva senseiului, să încerci să înveți gradual, să fii alături de ei, atât în sală, și aici e interesant, cât și în afara sălii. Adică să formezi o familie. Pentru că niciun părinte, da, eu dacă am un copil, eu nu mi l-aș duce într-un mediu în care nu are ce să învețe. Sau este un mediu precar, da, la un sport. Sau antrenorul nu-și dă silința. Îl duc la un sport unde are ce învăța mai mult decât stilul. Că practic niciun părinte nu-și duce copilul în sală ca să învețe să se bată. Adică nu ăla-i scopul. Și mulți oameni trebuie să înțeleagă că scopul final nu este de a învăța să te bat. Scopul final este de a ajunge în acord cu tine, cu corpul, cu mișcările tale. Dacă tot ai pomenit de copii, ce fel de tătic te vezi tu? Băi, cred că o să fiu un tătic mișto. Eu așa zic. Adică chiar am o mare apreciere și iubire față de copii. Probabil o să am mai multă când va fi al meu, că e, na, vezi copii peste tot, știi cum e, foarte mișto dacă nu-s la tine în casă, dar cred că o să-mi dau silința și o să zic, bă, da, poate am greșit în anumite situații, adică e important ca părinții să lase copiii la un moment dat, știi, să plece. Eu n-am avut problema asta când avea cine să mă lase, dar zic așa în general. Și doresc să fii un tătic tânăr, ai cu cine acum în prezent, de exemplu, să lucrezi? Despre treaba asta, poți să mă întreb, nu, e o chestie privată pe care eu o țin pentru mine și chiar dacă va fi, nu veți afla. Nici măcar. Eu voi încerca să o țin cât mai privată. Adică, în general, mențin chestia asta. Dar asta poți să ne spui, dacă îți dorești să fii un tătic tânăr? Probabil, la un moment dat. De fapt, asta știi cum e, se întâmplă. Adică nu e ca și cum mâine la ora 4 procreăm, draga mea. Știi? Adică când o fi să se întâmple, important e să, în ziua de azi, să fie de cât mai lungă durată cu persoana respectivă. Tu ce-ți dorești de la o relație cel mai mult? Cred că energie pozitivă. Că e inteligență, na. Frumusețe, nu e interesant. Trebuie să fie energie pozitivă. Cred că asta e cea mai importantă treabă. Și să nu gândești cu rău față de aproapele tău.